Da, te plictisești? Tare? Frumusețele astea, uitați cum arată. Foarte, foarte delicios. Și cartea de ce este specială? Se exportă acum un vlog. Bună dimineața, fetelor, doamnelor, domnilor! Uitați puțin ce flori frumoase am primit de la soțul meu, drag! Și mi-a adus și Rafaelo și căpșuni! Mă simt foarte bine când primesc flori. Există un sentiment. Când primesc mici atenții, i-am mulțumit deja soțului, dar dacă se uită la vlog, îi mulțumesc pe această cale să nu își uite obiceiul. El a mers după Tiara, a ajuns de vreme astăzi, că a făcut o cursă dimineață, a ajuns de vreme și când a venit acasă mi-a adus praline, căpșuni și aceste minunate flori. Nu adorme, iar noi cred că ne auzim peste vreo jumătate de oră. Sunt frumoase, nu? Da. Știi de unde le-am primit? De unde? De unde crezi? Nu știu. De la tati. Da, și când o să crească mai? Florile? Da, și când o să iasă alea din ea? Păi în câteva zile. În câteva zile? Da. Îți plac? Da? Da? Și vreau să iau aici. Normal, dar după ce papi. Termin pachetelul, ia una. Ia una. Dar termin prima dată pachetelul de la grădini. Oh, opa. Nu-i nimic, e alta. Nu e ca cablea. Nu iese una ce roție. Nu vreau, mulțumesc, nu-mi trebuie. De ce nu mă vei? Ai papat? Da. Bine, o să închid. Bine. Hai, în living, să-l salut și pe frățiorul tău. În living. Și de unde a venit? Haideți să hrănim împreună maiaua. Am aici maiaua din frigider scoasă. O voi amesteca și am nevoie pentru o rețetă de 200 de grame de maia. Prin urmare am să-mi scot de aici 200 de grame de maia și am să o las la temperatura camerei câteva ore. Restul, ce-mi rămâne, am să o hrănesc. Aici am 200 și ceva de grame, dar nu știu exact cât. Și o să-mi scot 200 de grame. Bun, am să o pun pur și simplu la temperatura camerei să se activeze bine. Iar ce-am aici, am să o hrănesc. O cântăresc prima dată, dar nu cred că am mai mult de 30-40 de grame. Și pun cantitate egală de apă, cantitate egală de făină. Am doar 39 de grame de maia. Am să pun 39 de grame de apă și 39 de grame de făină. Apoi amestec bine și o depozitez la frigider. Asta e tot. Așa hrănesc eu maiaua și așa o depozitez. Deci aceea de 200 de grame o las la temperatura camerei pentru că am nevoie pentru o rețetă și aceasta o hrănesc și o las la frigider. Am 39 de grame de apă aici. Făina pe care o voi folosi pentru hrănire este aceasta, de la raftul bunicii, fără aditivi, 000. Și am să-mi pun la fel, 39 de grame. Mă rog, 40 de grame. Și amestec. Asta este maiaua pe care o voi ține în frigider. Ar trebui să am 120 de grame aproximativ. Având în vedere că am pus 40 de grame apă, 40 de grame de maia și 40 de grame de făină, atât ar trebui să am. Dacă, de exemplu, am nevoie de 250 de grame de maia pentru pâine, peste două zile am să o hrănesc iar și iau toată cantitatea de aici
și pun cantitate egală de apă, cantitate egală de făină. Pun capacul, dar nu îl închid de tot și depozitez la frigider. La maiaua aceasta lăsată la temperatura camerei, am făcut un semn cu markerul, este ora 10, o să o las câteva ore ca să se dubleze. Și acum aș vrea și eu să mănânc ceva. Am o lipie de zilele trecute, humus. Humusul este făcut de mine alaltăieri. Linte, am zis năut mai devreme sau am zis linte, nici nu știu. Avocado și puțină salată. Și asta este tot. Foarte, foarte delicios. Foarte, foarte delicios. Având în vedere că sunt făcute lipiile acum două zile, se închid cam greu și se rup, dar nu-i nimic. Tot gustoase sunt. Mie îmi place Maxim când plânge așa, deci nu mai pot de dragul. God, oh, cum amezi. Haideți să vă povestesc de ce sunt așa, echipată, îmbrăcată. Ceasul este 11, l-am îmbrăcat pe Noa acum 10 minute, l-am pus în manduca și cât m-am foit un pic pe aici, a dormit. Și l-am pus în manduca pentru că plângea, era somn. Nu l-am mai pus în pat ca să nu-l trezesc după 10 minute să-l îmbrac să merg după Tiara. Mai stau cu el vreo 10 minute și după aceea iau geaca pe mine, sforă e deja, și mă duc după Tiara. Ce voiam să vă spun? Nu știu ce se întâmplă. Eu cu fața mea în partea asta în fiecare zi, ziua și coșul, ziua și coșul. Chiar nu pot să-mi explic ce se întâmplă cu tenul meu. De, nu știu, de când aveam 15 ani n-am mai pățit așa ceva. Și în ultima perioadă se întâmplă foarte des să... Uitați un pic cum arată bărbia mea. Nici nu mai pun machiaj pe față. Poate de la machiaj, poate de la fund de ten, habar n-am, dar... Aiurea, deci aiurea. Se exportă acum un vlog. Ce sfore! Probabil o să mă certați că stau cu el înfofolit în casă. Mai sunt 3 minute, aștept să se exporte ca să pot să îl încarc pe YouTube și după ce îl pun să se încarce pe YouTube, am fugit după Tiara. Cât scandal a făcut, Doamne, cât scandal! Ne auzim puțin, 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 puțin mai târziu. Se pare că nu pot să-mi fac liniștit antrenamentul pentru că e mărit Noa și o să-l fac probabil puțin mai târziu. Am reușit să fac doar 3 exerciții și o singură repetare și ar trebui să fac 4 exerciții și 4 repetări. Ce voiam să vă arăt, de la ora 10 și ora 1, atât a crescut maiaua mea lăsată la temperatura camerei. O las să crească cât de mult se poate și după aceea am să o folosesc. Astăzi am anunțat în cele din urmă faptul că am o pagină de Instagram în care voi posta diferite obiecte, inclusiv haine. Și data trecută când am vorbit cu voi, camera s-a oprit. Eu am vorbit mult mai mult, dar camera îmi dă foarte mari erori de la card. Mi-am comandat și un card între timp. Sper ca ceea ce vorbesc eu acum să rămână, să nu fiu întreruptă de 10 de ori. Se blochează de nebună camera asta și își revine când vrea ea. Dacă vorbesc, dacă fac o propoziție, astăzi mă duc până la Baia Mare. Se înțelege astăzi, îți duc mare, de exemplu. Da? Eu, papa cu coaja. Da, acum e tare să nu mai fac cu coaja. Da, ce voiam să vă spun, îi tai banana în continuare, un truc ca să mănânce banana, să mănânce Noa banana, pentru că Noa este foarte pretențios. Poftim?
îi tai așa și dau în mânuță să mănânce singură. Și așa mănâncă o banană întreagă, dar dacă îi dau eu bucățele sau dacă îi dau cu lingurița banană pasată, nu mănâncă. Ok, astăzi iar nu avem apă, ca nici ieri n-am avut apă 4 ore, astăzi la fel nu avem apă, până pe la 3 după masă și nu prea pot să fac mai nimic în timpul ăsta, dar aș vrea să gătesc ceva, mă gândesc la niște ciuperci cu smântână. Ținua! Și niște falafel la cuptor. Și cred că încep cu falafelul. Să-mi pregătesc aici, că mi-am fiert, acum câteva zile mi-am fiert din nou năut. Haideți că... Opa, ne auzim puțin mai târziu că se întâmplă aici o situație cu copiii și nu vreau să se lovească. Ăsta este bolul cu apă ca să mă spăl, pentru că n-avem apă. Voiam să vă arăt că pe data de 9 și astăzi suntem în 15, am pus pătrunjerul acesta la, în pungă și să știți că încă se ține, adică e verde, nu s-a stricat. Așa și cu usturoiul, așa și cu mărarul. Dar foarte important acest șervețel. Într-un mojar voi pune mărar, pătrunjel, mult pătrunjel, 3 căței de usturoi, sare. Am să pisez totul cu pistilul. Aici este gata. Năutul am să-l pasez cu o furculiță sau se poate pasa și cu acel dispozitiv pentru piure. Ok, când arată cam așa, am să pun plantele mele. Sunt multe. Cu cât sunt mai multe, cu atâta va ieși mai delicios. Amestec bine și după aceea am să pun 2 linguri de făină. Așa cum am spus, 2 linguri de făină. Eu am să pun cam atât și dacă mai consider că trebuie, mai pun un pic. Am format chifteluțele astea. Le voi băga la cuptor la 180 de grade pentru 30 de minute. N-am avut hârtie de copt și am pus aluminiu. Sper să nu se usuce prea tare, dar asta e. Acestea sunt, să știți, le-am lăsat 30 de minute la 180 de grade. Își păstrează forma și sunt chiar foarte bune și nu s-au uscat. Da, chifteluțe, falafel. Sunt un fel de chifteluțe de năut, că falafelul se prăjește, practic. Dar la gust e ca falafelul, dar mai puțin gras. Aceste chifteluțe merg servite cu sos de smântână, cu mărar și usturoi. Bun, haideți să facem repede împreună chiflele. Imediat. Atât a crescut toată ziua. Am să pun 200 de grame de starter, tot ce am aici în borcan. 300 de grame de făină. Bun. 6 grame de sare, 25 de grame de zahăr, 150 de ml de lapte. Am aici 30 de grame de unt la temperatura, acum, unt la temperatura camerei, dar după ce frământ tot am să pun untul și pun tot starterul. V-am spus 200 de grame. Așteaptă. Acum pot să pun untul? Încă nu. Acum pot să pun untul? Nu încă. Amestec bine și după aceea incorporez untul. Pun eu. Nu încă. Pot să aștept. Pot? Așteaptă. Nu, încă, așteaptă. Nu, încă așteaptă. Nu, încă. E lipicioasă? Vine când o să întinzi atât o să mai fie, atât o să nu mai fie lipicioasă? Nu pune poveste că vine. Hai, mai pune o bucățică. Opa, opa. Acum mai pune o bucățică. Ha. Asta? Și ultima, da. Ultima? Ultima, hai. Opa. Gata, bravo. Haide. Că terminăm, mami, hai.
L-am frământat circa 10 minute, 10-12 minute și a devenit un aluat care nu mai este lipicios. Îl voi lăsa la dospit 8 ore în bucătărie. În bucătărie sunt undeva la 19 grade. Acoperit până mâine dimineață. Ne vedem mâine! Ceasul este 10:25 seara. Bună din nou! Continuăm vlogul început alaltă ieri, cred. Așa arată aluatul meu după 9 ore, timp în care a dospit. Mă voi ocupa imediat să formez chiflele. Pur și simplu împart aluatul și le formez. Cred că voi face 6 chifle. Ca să ne crească frumoase, avem nevoie de niște cercuri din acestea, dar eu nu am. Așa că o să-mi fac din aluminiu, ca acesta. Și o să vă arăt și vouă. Pentru că dacă vreți să încercați această rețetă, mă gândesc că nici voi nu aveți. O să avem nevoie de un pahar și aluminiu. Atât s-a putut. Vă voi împături în 3. Învelesc paharul în 2 aici capetele ca să-mi intre. Și bag aici. Și asta e tot. Eu îmi voi cântări chiflele. Le voi da formă de chiflă. Le debolesc prin pesmet. Așa. Le așez pe tavă și pun inelul. Așa. Așa procedez cu toate. Iar le voi lăsa la dospit pentru câteva ore și apoi le voi băga la cuptor. Ar trebui să se dubleze în volum. Le voi băga la cuptor la 180 de grade pentru 15 minute. Cam așa arată. Așa arată pe fund. Unele s-au cropat, altele nu. Vreau să le prăjesc și pe partea și pe cealaltă, să fie aurii. Frumusețele astea, uitați cum arată, sunt moi la interior, crocante pe exterior. Le-am prăjit și pe parte și pe alta după ce le-am scos din cuptor. Vreau să vă arăt interiorul și să facem ceva foarte delicios cu ele. Trucul acesta l-am văzut și eu pe internet. Dacă folosiți o furculiță și faceți așa pe mijloc, ar trebui să se rupă în mod egal, fără a folosi un cuțit. Ia să vedem dacă e adevărat sau nu. Cred că merge. Oh, ce calde sunt! Cam așa arată la interior. Wow, cum arată? Bineînțeles că profit. Voi pune mozzarella, chifteluțele. Merge și ceva verde, dar din păcate nu am. Castraveți. Și am făcut un sos. Cu mărar, usturoi, același preferatul meu. Și închidem aici. Sper tare mult să le încercați și dacă le încercați, bineînțeles, aștept poze de la voi, mesaje de la voi pe Instagram. Eu mă pun să mănânc frumusețea asta și acelea. Abia aștept să vină Răzvan să le vadă. Nu știu, poate fac ceva cu ou, cu bacon, mă gândesc. Uitați un pic ce frumoase sunt. Mă duc să mănânc! Și pentru persoanele care m-au întrebat pe Instagram de piscină, aceasta este, o vedeți, este de pe site-ul David Entea. O secundă. Inițial a costat 650 de lei. Are 250 de bile de 4 culori diferite. Astea sunt toate culorile, vedeți. Și pe site acum am văzut că este 600 de lei, dar are doar 150 de bile. Da. Și tiara...
O vedeți că se joacă doar pentru că filmez, dar dacă n-aș filma, nu s-ar juca. O să o pun imediat pe pagină. Dacă vreți detalii, găsiți pe pagină. Iar prețul cu care vreau să o dau este de 350 de lei. Având în vedere că sunt 250 de bile, am pus-o la 350. Tiara, ce faci, mă-ți-o? Tati, ai văzut-o pe Tiara? Eu nu văd pe Tiara. Unde-i Tiara? Unde-i Tiara? Unde-i Tiara? Nu-i Tiara. Hai să mergem dacă nu-i Tiara. Nu ești Tiara. Tiara? Oare e aici cumva Tiara? Copii! Avem card nou! Pentru YouTube! Mi-a ajuns cardul în sfârșit. Sper să nu mai am probleme cu această cameră cu care filmez. Sper să fie bun. Sper. Într-o altă ordine de idei, v-am promis o explicație cu această cărticică. Este foarte faină cartea asta și ea apare așa banală. Textul este ușor, dar ceea ce face cartea asta specială este această lanternă. Și cartea de ce este specială? Pentru că înainte să ne prindem, nici noi n-am știut de fapt, dar cartea asta la final are întrebările astea. Și prima întrebare, în ce cameră au descoperit un pește Mihai și Bu? Și peștele este acesta, se vede doar cu această lumină. Și dacă dăm aici, de exemplu, unde este peștele? Arată-i, mami. Este super interactivă pentru copii. Vedeți mașinuța acolo? Nu se vede. Dar prin magie apare. Și mai multe, inclusiv lumini, steluțe aici, nu știu dacă se văd. Pe masă aici ar trebui să fie o floricică pe geantă. Este foarte interesantă. Aici vedem un dinozaur. Stai o secundă. Vedem un dinozaur pe noptieră. Ce mai vedem aici? Vedeți, îi place foarte mult. Deci nu dați greș cu această carte. Este 35 de lei de la Lidl. Da, spune acum. Ce acolo? Oaie. Face be-be-be-be. Și mai sunt și aici steluțe, vezi? Și în partea asta parcă am văzut o planetă, uite o planetă. Și sunt, chiar sunt, e foarte faină. Deci dacă sunteți în căutare de... Dacă sunteți în căutare de cărți pentru copii, să știți că nu dați greș cu asta. Da. Și are aici suportul pentru lanternă. Da. Asta voiam să vă arăt. Ce am omis să vă spun este că pentru Neric se vede mult, mult mai bine. Ține! Opa! Da, dă-te un pic. Ia-o pe păpucă. Ține! Na 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 na
face tati acolo, puiule? Se uită la șarpele pe care se e mai. Uh-huh. Îi dă să mănânce șarpele lui? Nu. Așa. Șarpele ăsta are legătură cu Adam și Eva Răzvan? Nu. Nu? Hei, da. Începe 30 de ani de dată pe să mănânce Mary. S-a făcut un punct acolo. S-a făcut un punct. Ce? Pe 30 când s-a inventat, da? Putea să facă o pară. Putea să facă cireșe. Nu? Ba da. Eu cred că are legătură cu Adam și Eva. Da, te plictisești? Tare? A pierdut. A pierdut. Și asta ai să faci tu de acum înainte? Cu 32 de puncte, da? Da, dragă. Noa, bine! Noa? Noa e pe treaba lui. Acum cade lumina în apartamentul ăsta, deci ador cum cade lumina. Mă, ușor mă, să-i dat în cap. Mă apuc repede acum să fac niște papanași pentru că soțul lui este poftă de ceva dulce și pe lângă tiramisu îi plac mult papanașii cu dulceață de afine. Așa că am să fac asta acum. 250 de grame de brânză de vaci. O să pun un ou mare. Cam 200 și un pic de grame de făină. 2 plicuri de zahăr vanilat. Am să pun și o lingură de zahăr. Puțină sare și bicarbonat de sodiu. Atât. Le pun pe toate aici și amestec. Am pus și niște esență de lămâie, le-am pus pe toate aici și amestec cu mixerul. Am format papanașul și îl pun la prăjit după ce se încinge uleiul. Am să fac și bila imediat. Acesta este primul. Astea se prăjesc aici. Să vedem. N-am reușit să filmez și acesta, dar vi-l arăt pe acesta, dar fără smântână pentru că așa vrea tiara. Da. I let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine? Again, you're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Ooh, ooh.
said I'm sorry, but if I make